Dacă domnul Erdogan vrea să construiască o moschee, României trebuie să-i se dea teren pentru o catedrală. Nu pentru un mic loc de rugăciune care să devină și loc de pelerinaj, adică o adevărată poveste. Vreau să știți că există un adevăr. Tot timpul, în discuțiile româno-turce, a intervenit subiectul moscheei și tot timpul s-a spus, o putem analiza pozitiv, cu condiția să ne arătați teren în Istanbul, pentru echivalentul unei moschei, deci o catedrală, care să se numească Brâncoveanu, că pentru credința lui, Brâncoveanu, acolo, acolo.